a câștigat echipa mai bună cu jucătoare extrem de valoroase. Din păcate, am pierdut-o și pe Ivan, ați văzut pe final. Astea sunt jucătoarele. Avem o jucătoare acasă. E greu, e foarte greu. În primul rând avem un loc subțire numeric. În al doilea rând, din punctul meu de vedere, Baia Mare are o jucătoare extrem de valoroasă. Atât s-a putut. Din păcate, astăzi, nu știu, vom vedea ce va fi. Un meci greu. Greu, pe care, din păcate, nu ne-a ieșit exact cum ne-am dorit. Ne-am fi dorit un rezultat bun, pozitiv. Din păcate, datorită greșelilor, cred eu că din cauza asta am ajuns la scorul ăsta. A fost un meci bun din partea noastră. Cred eu că din cauza greșelilor neprovocate le-am dat șansa să vină pe contraatac pentru a înscrie goluri ușoare. La fel ca și până acum, cu seriozitate și sperăm la rezultate bune. În primul rând să terminăm sănătoase, să fie totul bine și să fim noi ok ca și echipă și rezultate, din ce în ce mai bune. Eu asta îmi doresc și colegele mele la fel. Da, într-adevăr, este o victorie importantă, având în vedere că nu ne-am putut pregăti niște meciuri de pregătire în turnee, având în vedere cu pandemia. După meciul de ieri, un meci și ieri, un meci greu, cu încărcătură mare. Astăzi am intrat cam greu în joc, dar e bine că ne-am revenit și am luat cele 3 puncte și am victoria. Și le felicit pe fete. Cred că a fost adrenalina prea mare, pot să spun, și fetele prea montate, prea agitate. A fost un meci disputat, o atmosferă foarte, foarte încărcată, fiecare echipă și-a dorit victoria și până la urmă s-a jucat foarte, foarte agresiv și ne-am luptat oricum. A fost un meci echilibrat cât de cât de partea ambelor echipe. Pentru noi ca sportivi este un pic diferit, fiind obișnuite cu meciuri în fiecare weekend și cu turnee, cu un meci, este și oboseală prea mare. Încercăm să ne recuperăm de la meci la meci, pot să apară oricând accidentări. Este, într-un cuvânt, este greu. Pentru campionatul ăsta ne dorim în primul rând să fim sănătoase și să fim în efectiv complet și să luptăm până la capăt, să câștigăm cât mai multe meciuri.